să vedeți ce limuzine au, păi, ce... Au de să fure. Păi. Am văzut și pe Nicolae ăsta de la... Au asfaltul de la casă. Unitate! 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 Nu știa nimeni! Știu! Știu! Știu. Da, deci mi-au închis cealaltă filmare, mi-au anulat datele mobile, încerc de pe alt telefon acum, evident. Când vrei să tai mau cuiva, îl tai. Noroc că am telefon mai multe, pe mai multe rețele de telefonie, numai că nu știu cât va rezista și ăsta, îmi pare rău. Hai să vă arăt ce e în spate. Se vede acadat, cred. Vedeți, poate săptămâna asta care vine mai aduceți pe cineva cu dumneavoastră care e alături de dumneavoastră. Pe cine? Sfântul Duh, Dumnezeu. Ăia vin numai când e vorba să li se dea salarii mari, nu altceva. Uite că ne așteaptă oamenii! Unitate! 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 Da, uitați-vă în ce hal arată clădirile în vulcan. Uitați-vă ce de oameni sunt acolo, în depărtare. Atenție la picioare! Avem grijă la picioare! Păi atâta ne-a mai rămas, că ne-au luat și mințile. Dar dumneavoastră mai rezistați? Da, eu rezist. Eu de-abia mă încălzesc. Ăștia habar n-au cu cine vorbesc. Ăștia habar n-au. Păi știți ce nu știu ei? În copilăria mea, eu am făcut foarte mult sport. Și am făcut sport de performanță, atletism fond, 5.000. Așa că noi numai încălzirea o aveam de 5.000 de metri. Da? 5 km. După care mai băgai încă vreo 5, încă vreo 10, da? Iar iarna erai obligat să faci antrenament în tenis chinezești, pantalon scurt și tricou, indiferent ce temperatura era. Nu făceai toporul ăla. Minerii și Marea și-au pierdut răbdarea. 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 Minerii și vale! Unitate! Unitate! Dar de ce? Eu nu știu să merg pe jos? Unitate! Cum să mă urc în mașină? Doamne ferește, merg și eu pe jos. Că numai la birou stau de când sunt cu nenorociții ăștia. Dacă vă pasă, ieșiți din casă! Dacă vă pasă, ieșiți din casă! Dacă vă pasă, ieșiți din casă! Doamna senator, fratele meu, domnul senator Cristian Reznică. Dumneavoastră sunteți, da. mă bucur din suflet. Cum e domn primar, alături de oameni și el ca noi? Și vă prezint și pe domnul primar de la Vulcan, care și el e alături de oameni și aici undeva. Merișanu, ai un pic! Merișanu, ai încoace, domn primar. Domnul primar de la Vulcan, aici. Un băiat tânăr, bun. Avem să susțin minerii de la Vulcan. Nu facem politică, mulțumim că sunteți alături de noi. Avem și colegi care sunt colegi cu noi, parlamentari aici. Este foarte bine. Este de la Consiliul Județean. Domnul Nistor! Domnul Nistor, fără niciun fel de politică, fără nimic, nu, suntem alături oricum de oameni. Oricum eu sunt neafiliată, așa că... Trebuie să vin și noi. Veniți în grupul meu al libertății. Domnul președinte al Consiliului Județean, care susține oamenii. Aici nu face niciun fel de politică, nimic. Sănătate multă! Unitate! Unitate! Unitate!
Mergem la mine! Aici nu mai sunt partide. Aici sunt doar oameni și atâta tot. Haideți la mine! Pus cerere, i-am făcut toate formalitățile astea 5 zile. Cum să nu? Așa. Păi și? Ei mi-au dat 15. A, da? Mai cunoscută și zăbicită. Deci, dar regulamentul e 5 zile. Fac cum vor ei regulamentul. Direct. Aaaa, le facem plăcere. Conducerea complexului. De marți noapte, de când au intrat în subteran și s-au blocat, nu i-a băgat în seamă până vineri dimineață la presiunea străzii. Prefectul a venit, da, s-a dus în mină și a vrut să-și aprindă o țigară. Știu, mi-au zis oamenii, ortații, Doamne, Maica! Oamenii, i-a dat un miner peste mână, un băiat disperat. Astăzi am avut întâlnirea Consiliului Județean. Nu a fost prefectul, a fost colegi de peste tot, nu contează. Dar prefectul unde nimic a fost? Nu știu, aprindea o țigară. Nu știu, a fost subprefectul, l-am invitat să vină aici, i-am zis frumos, domnul subprefect. Nu are nimeni treabă cu dumneata. Vii ca să dai un răspuns oamenilor. Și a zis, trebuie să mă consult cu domnul prefect, care n-are timp să vorbească cu noi. Asta e țara în care trăim noi, din păcate. Nu, trebuie făcut o revoluție. Recunoști? Lasă-o naiba de bodniță. O punem jos. Așa. Deci politicienii trebuie să dea odată semnalul jos bodnița. Este o formă de sclavizare și respect, de a tăcea. Respect pentru toți, da? Oamenii ăștia. Bun. Respect pentru toți cu mașini cu astea. Mulțumim! Jos! În spate, rezumează pe noi. Minerii și Valea și-au pierdut rădarea. 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 Deci românii, vă spun că altă șansă nu mai avem. V-am spus că va fi odată când vă voi cere un lucru. România în stradă. Deja nu se mai poate. Bătaia de joc și furtul din averea națională de către acești guvernanți și politicieni de treapta a 10-a, nu a 2-a, nu a 3-a, de treapta a 10-a, trebuie să înceteze. Trebuie să recuperăm România. România e furată pas cu pas de un președinte care ne-a vândut tuturor puterilor străine. Da? De Iohannis, dă-ți demisia! N-ai ce mai căuta în țara asta! Câțule, hai afară, că nu ești în stare. Aici trebuia să fii. Nu s-a anunț că s-a terminat greva. Care grevă s-a terminat? Nu vă e rușine? Domnule ministru al industriilor, domnule ministru al energiei, domnule Sui și Virgil Popescu, de ce nu sunteți aici cu oamenii? De ce nu le spuneți că există acea tehnologie a lui Horneț care dă de muncă întregii românii și se reface România din temelii cu bani europeni, 35 de miliarde de euro pe care vreți să-i dați înapoi? De ce mințiți poporul? Pentru ce nu le spuneți că există posibilitatea să ne revenim și să ne recuperăm țara? Dacă România se recuperează, cu ce bogăție avem cu refacerea domeniilor care le-am falimentat? În 2 ani de zile România plătește toată datoria externă. De-aia nu se vrea. De-aia domnul Câțu acum dorește să vândă tot ce mai e în România. A spus că vom intra în Schengen. La barter, deci la schimb, trebuie să dea portul Constanța, da? Ca să trăiască bine olandezii. Ăsta e adevărul. Trebuie să se spună adevărul. De-aia încearcă să îmi pună mie bodniță. O să vă puneți voi bodniță și cătușe în pârnaie. Asta vă spun. Poporul român s-a trezit și e obligatoriu să iasă în stradă toată lumea să-și recupereze drepturile și libertățile. Ai auzit, Arafat? Domnia ta a încetat! Domnia ta este terminată! Din 2009 nu te dă nimeni jos și oamenii mor pe capete. Au început să ardă arși, să moară arși în spitale. Rușine, Arafat, dă-ți o dată demisia că ai nenorocit destul România. Tu, cu Iohannis și cu toate guvernele astea de călăi, asasini economici vă numiți. Ăștia sunteți!
Ciampedura d'aria, mineri, ci vaia! 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 Auzi, domnii de la AUR sunt pe la televiziuni, invitați. E mai bine decât în stradă pe la mine. Da. Foarte bine. Doamne, ce bine e să fii liber și independent. Stai că mă sună fetița mea. Da, iubita mea, ia zi. Ia zi, iubita mea, ce faci? Ce? Eu sunt cu oamenii în stradă. Sunt cu mineri în stradă. Puțin mai pe seară vine mami. Da? Hai, și ți-am zis, mami, că dormim amândouă. Bine? Hai, nu plânge, te rog eu frumos. Ai făcut, temele? Haide, fă temele și vezi că ți-am luat o cărticică să citești poveștile alea. Citește-le cu bunii, da? Păi, bun. E o carte în bagaj și este o carte verde cu povești, da? Hai, te pupă, mama. Te iubesc mult de tot, iubita mea. N-ai nicio șansă. Hai, te iubește, mama. Pa. Acesta e minunat. Și să-mi ziceți mai bine, să mai ziceți ceva, să mai au venit. Nu știu, dacă vor ei, dacă nu, nu țin. Dacă mai vrei să mai ceva. Da, da, bine. Aici, la dumneavoastră? Sau unde? Acolo sus? Sau ce? Am avut discurs, dar m-am plecat. Trebuie să mai spui ceva, să-mi mai vizezi. Trebuie să-mi oferi o speranță. Toți așteaptă o speranță. Mulțumim celor care sunt prezenți astăzi aici. Eu, ca om al locului, ca om al municipiului Lumeni, mulțumesc tuturor invitaților care sunt alături de noi. Sunt mii de oameni care au înțeles necesitatea ca mineritul din Valea Jiului și Valea Jiului să fie susținută. Mulțumim tuturor pentru prezență! Tuturor! Haideți aici, noi! Domnul primar, haideți aici, noi! Noroc, noroc, strigă-mi tot!
frate, ce vă spun. Putem da jos un guvern întreg să-și dea demisia, că și-au bătut joc de România. Unitate! 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 Poartă măști de frică, de amenzi, pentru că n-au baniște să mănânce. Daia! Și Valea și-au pierdut lădarea! Minerii 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 și Valea și-au pierdut lădarea! Bună seara tuturor, mulțumim pentru prezență! Domnul primar Lucian, care este aici prezent și care a făcut eforturi deosebite, îl felicit, este fratele meu, dar îl felicit pentru că face treabă bună și este alături de noi, de fiecare dintre noi. Lucian, felicitări! Să-i dea Dumnezeu sănătate! Jiului, ca om al Lupenului, ca om al dumneavoastră, doresc să mulțumesc foarte mult celor care sunt prezenți astăzi în mijlocul nostru și care au venit să ne susțină fără să facem absolut deloc politică. Astăzi nu este loc de politică. Pe primul loc este viața oamenilor din Lupeni, viața oamenilor din Valea Jiului și doresc să-i urez bine ați venit. Mulțumim pentru sprijin și tot ce vă doriți și mă bucur foarte mult că v-am în mijlocul nostru pe doamna Diana Joșoacă, doamna senator, colega mea! Mulțumim! Diana e cu noi! Diana e cu noi! Diana e cu noi! Diana e cu noi! Mulțumim și mulțumesc personal și să știți că ne cunoaștem de puțină vreme la Senat, dar am făcut niște treburi bune împreună. De asemenea, dorim să mulțumim foarte mult altor persoane care ne susțin încă o dată, indiferent de culoare politică. Noi nu mai facem politică, nu avem timp. Este alături de noi și domnul primar de la Vulcan, domnul Merișanu Cristian. Mulțumim! Unitate! 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 Mulțumesc foarte mult, de asemenea este alături de noi, chiar dacă mascat aici și greu de recunoscut, primarul de la Ninoasa, domnul Nicu Dunga! Unitate! 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 De asemenea, vreau să vă prezint dacă am prezentat de la Ninoasa, dacă am prezentat de la Vulcan, pe domnul primar de la noi, îl știe toată lumea. Vreau să vă spun că alături de noi ești președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Nistor Laurențiu, cu care am fost 8 ani de zile coleg de bancă. Unitate! 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 Mai sunt alături de noi doamna deputat din Totero, Natalia, care se ridică mâna. Natalia, să te vadă lumea. Unitate! 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 Domnul Toma Ilie, deputat de asemenea. Unitate! 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 Și undeva în spatele meu, domnul deputat Sălan, aici, domnul deputat Sălan, de asemenea, coleg și prieten cu mine și mulțumesc că e aici. Unitate! 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 Mă bucur foarte mult că sunteți prezenți astăzi aici. Vreau să vă asigur de un lucru, că vom face tot ceea ce e posibil. Nu știu cât este posibil, dar vom face tot ceea ce este posibil. Vom sta în stradă cât este nevoie pentru ca să fim respectați. În momentul de față noi nu suntem respectați. Nu ne bagă nimeni în seamă. De la guvern nu vine nimeni. De la prefectură nu vine nimeni. Din conducerea complexului energetic Hunedoara nu a fost nimeni. Așa că în momentul de față cred că trebuie să le ține demisia. Demisia! 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 Cred că în aceste momente important sunt cei care sunt în subteran, familiile lor, copiii lor cu care stăm de zile întregi aici, frații, tații, familiile lor, toți cei care muncesc în această industrie grea în Mieric. Să știți, doamna Diana, dumneavoastră nu sunteți aici, dar de când v-am cunoscut, v-am simțit alături de noi.
pentru că ați simțit greutățile cu care ne confruntăm. În momentul de față, pe lângă greutățile cu care ne confruntăm, ne confruntăm și cu indiferență mare din partea celor care conduc țara asta în momentul de față. Cred că pentru sufletul nostru asta este mai rău decât orice altceva. Nu suntem băgați în seamă și cred că trebuie să cerem încă o dată celor care ne conduc demisia! 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 Mulțumesc foarte mult pentru că alături de domnul primar Diana a fost sufletul zilei de astăzi. Eu am fost la Deva împreună cu colegii mei. Ne-am sfătuit ce trebuie să facem în continuare. O rog ca și la acest moment să ne transmită un mesaj din partea dânsei. Și încă o dată vreau să se știe că Diana e cu noi! Diana e cu noi! Diana e cu noi! Diana e cu noi! Mă uit, nu, lasă așa, să vadă lumea, câtă, să vadă lumea care stă în fața televizorului și pe Facebook, oamenii adevărați din România. Voi sunteți adevărați români și vă iubesc din tot sufletul! Sunteți exemplul suprem că România trăiește! Le mulțumesc și celor care au încercat să mă oprească. N-au reușit. Vor caii când vor căinii. Și am să-i rog pe colegii mei parlamentari, hai că le-o fac. Dacă tot iubesc România și românii, să facă un gest de solidaritate cu cel mai abuzat popor din România. Jos masca! 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 De ce? Jos masca! De ce? Pentru că masca înseamnă sclavie! Pentru că masca înseamnă să nu vorbești și să nu spui adevărul! Toți românii trebuie să dea masca jos! Pentru că asistăm la cea mai mare mascaradă a tuturor timpurilor! O mascaradă a pandemiei! Doamnei Totero, dați jos masca! Jos masca! Jos masca! Jos masca! Oricum, dacă vă amendează, aveți din ce să vă plătiți amenda! Am peste 200 de milioane de lei de plătit la statul român! Am atât de multe amenzi încât n-am avut timp nici măcar să le contez pe toate! Nu contează! Importantă este libertatea!
toți care au vândut ceea ce a mai rămas din România. Domnul Cuțu Cuțu ne bagă în Schengen. Care-i prețul? Portul Constanța pe care îl vor lua olandezii. Asta e prețul, să știți! Demisia! 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 Alt preț pe care trebuie să-l plătim! Aceste mine din Valea Jiului! Pentru că Germania a redat activitatea în toate minele! Oare de ce acolo se poate și la noi nu? Vă spun eu, pentru că energia verde costă foarte mult. Tot ceea ce se poate face, se face cu cărbune. Ok, cărbunele din România este foarte umed, costă foarte mult tehnologia. Minciună! De 4 ani de zile, pe biroul prim-ministrului României, șade un proiect al unui mare inventator român. Tehnologia lui e cumpărată în Japonia, în Germania, în Italia, în Spania și în România, o dă la gunoi. De ce? Pentru că românii trebuie să închidă minele, iar românii, minerii, ortacii voștri trebuie să moară de foame în chinuri! Asasini economici! Asasini! 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 Acest plan de retehnologizare are un preț pe care chiar UE, Uniunea Europeană, îl plătește. 35 de miliarde de euro care sunt dați României pentru retehnologizarea economiei. În străinătate, toate combinatele de oțel funcționează. Ale noastre s-au dus la fier vechi. De ce? Că așa au vrut toate guvernele nenorocite asasine ale României. Există acum posibilitatea să retehnologizăm România, pentru că de-aia avem 35 de miliarde de euro. De-aia n-au vrut să ajungă aici să vă spun lucrul ăsta. Domnul Horneț, că de el este vorba, s-a dus și săptămâna trecută și acum 2 săptămâni la Ministerul Industriei și Energiei. Le-a explicat, toată retehnologizarea României costă 14 miliarde de euro. Domnii miniștri au spus că ei nu pot folosi decât 10 miliarde, că atâta pot ei, atât îi duce capul și creierul ăla mic pe care îl mai au, și 25 de miliarde vor da înapoi Uniunii Europene. Horneț le-a spus 14 miliarde de euro și toată România funcționează. Toate minele de pe Valea Jiului și din toată țara reintră în funcțiune. Salariul unui miner va fi de 2-3 mii de euro pe lună. Și nu vor! Nu vor acest guvern de criminali! Tehnologia lui Horneț usucă foarte repede cărbunele nostru, care e 1000 de ori mai bun decât cel din afară. La acest moment, România importă, dacă vă puteți închipui, cărbune din Polonia și Ucraina, în condițiile în care voi muriți de foame. Cum e posibil așa ceva? Eu vă spun un lucru. Dacă ăstora nu le intră mințile în cap și nu dau drumul ca România să-și revină, pentru că România poate refuncționa și 2 ani de zile, conform tuturor calculelor economiștilor, putem să ne plătim toată datoria națională. Atât de bogați suntem în resurse. 2 ani și devenim independenți. Dar cine dorește așa ceva? Cine? Mizeriile ăștia din afară care cumpără România bucată cu bucată? 60% din pământul României e proprietatea străinilor. 60%! Noi ca amărâții am rămas cu 40%. Atât! Și păra o să ne-l ia. De ce? Pentru că ne vor executa silit. Atunci când nu mai ai bani cu ce să trăiești și să-ți plătești impozitele, ANAF-ul vine și-ți ia tot și-ți vinde la jumătate de preț tot ce mai ai. Și în momentul ăla, străinii de-abia așteaptă rechinii imobiliari. Toate acestea se întâmplă ce se întâmplă aici pe Valea Jiului.
va fi, se vă dorește intrarea în faliment. Atenție! În următoarele luni sau chiar peste un an, ne vom trezi cu investitori străini care vor cumpăra minele din România cu 3 lei, după care veți fi slugă la dârloagă. România va deveni total sclava străinilor. Străini care vor lua tot cărbunele nostru și îl vor duce către statele deștepte care și-au retehnologizat economia. Economia verde costă mult. Toate acele panouri solare. Știți ce se întâmplă acum în Texas? Ați auzit? Nu, că nu vă lasă televiziunile șpăguite de guvern să aflați. În Texas, la acest moment, este o iarnă cumplită. Pentru că ei sunt pe energie verde, acele panouri solare, și au cam distrus tot ce aveau pe energia de cărbune. Nu mai au de unde să se alimenteze cu căldură și cu apă caldă. Unde credeți că stau texanii? În mașină. În mașini, au pornit mașinile și stau să aibă căldură. N-au unde să se spele, au minus 25 de grade, atenție, unde s-a mai pomenit? Și toată lumea începe să spună că trebuiau să aibă alternativă energia produsă de termocentrale pe cărbuni. Toată lumea funcționează cu cărbune. Noi ni l-a dat Dumnezeu de putem să ținem o Europa întreagă pe cărbunele nostru. Și noi vindem România pas cu pas pentru că avem trădători la conducerea țării. Dați-i jos! Vă spun de un an, jos guvernul! Jos Iohannis! Dar nici pe mine, nici pe domnul Răzmeriță, ce nume predestinat ai. Doamne ajută la Răzmerița poporului român. Nu știu dacă știți, dar nici mie, nici dânsului, nu ni s-a aprobat să mergem în subteran. Le-i s-o fi făcut frică că murim, dar abia scăpau de noi. Na, noi rezistăm, așa ne-au făcut rezistenți. Domnul prefect, asta am întrebat și eu, ci că el este trimis al guvernului. Guvern care este numit și prefectul este numit. În schimb, noi, aleși ai poporului, când poporul e suveran, nu avem voie să mergem în subteran. De ce? Pentru că noi am fi arătat lumii adevărul. Nicio problemă. Am dat live pe Facebook toate condițiile din Lupeni și din Vulcan. S-a crucit lumea! 10.000 de oameni pe secundă din toată lumea au văzut miseria în care puteți trăi! Eu voi arăta adevărul că m-am săturat de minciună! Bravo! Aveți un bani cu curaje salariul să-l arate! Aveți un bani cu curaje! Am fost și am văzut colivia aceea. Oamenii minunați, ortacii dinăuntru, din subteran, de la 250 de metri, am arătat live pe Facebook. M-a întrebat lumea de ce plâng. Cum, Dumnezeu, să nu plângi când vezi atâta durere? Să vezi oameni pământi, culoarea pământului la 250 de metri, care iese la suprafață să-și exprime durerea. Durerea că nu i-a ascultat. Că nimănui nu-i pasă. Că ei sunt doar niște numere într-o statistică. Asta suntem toți. Mi-am iubit bunica enorm de mult și mi-aduc aminte ce spunea bunica mea, Dumnezeu să o odihnească în pace. Dacă vrei să omori un om, fii indiferent până la răceală totală. Din păcate, suntem... în fața unei indiferențe cumplite din nu se mai satură de 31 de ani să fure România. Anul acesta vor vinde România cu totul și nu vă mint. Când v-am spus că dacă nu ne recuperăm România în 2024, România nu va mai exista ca stat național, suveran și independent, nu am mințit. Și atâta vă spun. Hai să ne aducem aminte un pic de Eminescu, că... Bravo! Unde e
Ești tu țepești, Doamne, ca pune mâna pe ei, să îi împarți în două ce te-am smintit și în mițel mișei. Și în două te-am izlarge la oaltă să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Jos guvernul! Jos Iohannis! Am discutat despre faptul că aici avem oameni de la Petroșani, de la Petrila, de la Vulcan, de la Ninoasa, de la Lupeni, de la Uricani. Avem oameni care conduc, indiferent de culoarea lor politică, și care pot să ne ajute. De aceea, datorită faptului că suntem de peste tot din vale, din județ, cred că important este să transmitem un mesaj la București, și anume: unitate! 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 Și pentru că discutăm de unitate, vreau să-l rog, nu i-am spus absolut deloc. Bani! 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 Pentru că vorbim de unitate, nu i-am spus absolut deloc, nu i-am spus că îl voi ruga să ia cuvântul, însă am un om care a fost corect cu mine de bancă 8 ani de zile la Camera Deputaților, care în momentul de față este președinte al Consiliului Județean și care este decis să ne ajute. Nu discutăm de politică astăzi, însă îl rog să ne transmită pe domnul Laurențiu Nistor, colegul meu de bancă, un scurt mesaj din sufletul său. Vă rog, domnul președinte! Bună seara, dragi cetățeni ai BNJ-ului! Bună seara, dragi mineri! Vă vorbesc cu mască, dragul meu, nu mă ascultă-mă! Vă vorbesc cu mască, nu din frică că voi păți ceva, dar din teamă să nu dau mai departe. Nu există! Am trecut prin această boală, așa. Lasă, că am o scuză. Și ați trăit! Și trăit! Am trecut și am trăit și voi trăi! Sunt alături de dumneavoastră. Nu să vă spun că am trecut în această boală. Sunt alături de dumneavoastră să vă spun încă o dată că sunt pentru revendicările pentru care minerii din Valea Jiului au fost și s-au închis în mine. Au dreptate. Nu este posibil ca din martie 2020 dumneavoastră să nu vă primiți salariile compensatorii. Nu este posibil ca din mai 2020 minerii din Valea Jiului să nu-și primească pentru transport. Ce pot spune oamenii copiilor lor? Ce pot spune oamenii când merg acasă fără salarii, fără drepturile pe care li se cuvin? Întotdeauna v-am apreciat pentru munca pe care o faceți. Vă apreciez și acum. Astăzi i-am convocat la o ședință, nu politică, pe toți liderii de partide din județul Hunedoara, pe toți parlamentarii, indiferent de culoare politică, la Consiliul Județean Hunedoara. Deci ia uitați-vă ce le putem face pentru că mineritul și cele două termocentrale din județul Hunedoara este din bazaltul de la Peroșani.
din bordura de pe margine de la asfalt. De unde se le întoarceți un pic, întoarceți un pic. De la Paroșeni. Vreau să vă spun, dragi deci mei, este din bazaltul de la Paroșeni, este sculptat de acest om minunat și vrea să-mi dea cadou să nu uităm, pentru că Paroșeniu nu mai există, s-a terminat. Ministerul Economiei voi susține toate revendicările pe care le aveți dumneavoastră. Sunt corecte și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Și nu le ține și se reține următorul lucru. Întotdeauna am fost și voi fi cu Valea Jiului. Dumnezeu să ne ajute să putem rezolva problemele cu care ne confruntăm toți. O să încerc să fac tot ce îmi stă în potriță. Pentru că pornesc din nou cu mine și mă duc la minister. Dacă aveți... Păi unde să mai mergem? Nu... Dacă vă arăt ceva, hai să facem un foc. Diana a vrut să spargă greva și dacă plecam acasă, nu mai era. Un coleg de-al dumneavoastră mă roagă să-i transmit primarului Devei că dumneavoastră lucrați! Dumneavoastră nu cerșiți! El probabil cerșește! Dumneavoastră scoateți cărbune! Vreți să dați cărbune celor două termocentrale, Paroșeniu și Deva! Dar aveți nevoie și de bani, dragi mineri! Pentru asta ne vom zbate! Vă mulțumesc și aveți încredere! Mulțumesc, băie Juni! Mulțumesc primarul din Vale! Mulțumesc colegilor mei și vă doresc să dea Dumnezeu ca marți la minister să putem rezolva și să venim în fața dumneavoastră, nu cu promisiuni cum fac alții. Fapte, asta ne dorim. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim! Minerii și Valea și-a pierdut rădarea! 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 Barbarii de tirani, barbarii de tirani, cu o nicio n-a
microfonul ăla. Microfonul, dă-l în pula. Unitate! 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 Să fiți mândri de ceea ce ați făcut. Nu vă puteți închipui ce înseamnă ceea ce faceți voi acum pentru România. Nu numai că vă apărați dreptul, dar de aici începe eliberarea României și a poporului român. Civarea și-a pierdut răbdarea, minerii, 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 civarea. Am vorbit cu Lucian. Nu știu ce pot face o mână de oameni, dar uite, o nebună cum fac eu pe mine a reușit să schimbe multe în parlamentul ăla și în țara asta. Pe el. Am vorbit cu Lucian și vă spun că luni îl iau de mânuță și mă duc, Cristian, pardon, și mă duc cu el la Ministerul Industriei și la Ministerul Energiei și îl iau și pe Horneț. Să văd eu cum, domnii miniștri, mai au tupeu să mintă poporul român că nu există rezolvare pentru zugheala șiului! Yeah! Unitate! 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 Este obligatoriu să continuați până când România va fi eliberată bucată cu bucată! De aici, din Valea Jiului! Începe eliberarea tuturor! Vă spun bravo vouă, cinste vouă! Mă scrin în fața voastră! Sunteți de admirat! Cinstelor! Cinstelor! Cinstelor minerilor! Cinstelor! Cinstelor! Cinstelor minerilor! Cinstelor! Cinstelor! Cât vom putea! Indiferent câte piedici îmi vor pune! Indiferent cât mă vor demoniza în fața voastră cu televiziunile lor plătite din bani publici, indiferent cât și ce vor spune despre mine, nu mă voi lăsa până când cea mai mică bucată a României nu va respira cu totul românește și până ultimul român nu se va întoarce în România, pentru că să-mi dea ăștia aprobarea să cobor în subteran. Indiferent ce se va întâmpla, nu ne lăsăm și sper să nu îndrăznească să respingă cererea. Televiziunea vreau să cobor. Și nu știu dacă vrea televiziunea, dacă sunt camere, dar abia aștept. Indiferent ce se va întâmpla și cum va fi, în momentul în care mi se va da aprobarea, pentru că domnul, cum îl cheamă, Dioana? Dioane! Demisia! 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 Auzi ce-mi zicea domnul Dioane? Că n-are tehnologie să-mi dea aprobarea online. Pe bune, sunteți plini de super tehnologii. Aveți salarii de sute de milioane și n-ai tehnologie să semnezi o aprobare. Aprobare pentru ce? Parlamentul e format din oameni aleși ai poporului. Poporul e suveran. Poporul n-are nevoie de semnători. Hoții! 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 Vă spun că începe să strângem, atât a fost atunci în 12 iulie, peste 5.000 de oameni. Când am intrat în Parlament, ne-au zis așa, așteptam cu sufletul la gură să fie 10.000 de oameni și Orban cădea. Nu numai Orban trebuie să cadă. Guvernul întreg, un președinte și mai avem un abuzator suprem, Raed Arafat, dușmanul românilor!
dacă nu vă rezolvă problemele, de ce nu v-ați luat și voi o aprobare de la Primăria București să manifestați pașnic? Pentru că ieșiți ce spun de voi, da? De ce nu luăm o aprobare să puteți să manifestați pașnic în fața Ministerului Industriei și Ministerului Energiei și chiar în fața lui Cuțu Cuțu? Da, dar aici nu vor veni. Nu vor veni aici. Le este frică. Le este frică de popor. N-au curaj să meargă pe jos. Ei sunt cu șoferi și cu bodyguards și cu elicoptere. Pentru că pentru ei poporul este cel mai mare dușman. Știți, da? Nu vă lăsați! Suntem o mână de parlamentari care vă susținem. Și fiți atenți ce vă spun. Vom aduna și mai mulți. Nu cedăm! 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 Obligația Parlamentului României, a tuturor parlamentarilor, e să servească poporul. 24 din 24 de ore. Nu să avem sâmbete, duminici, Paște, Crăciun și așa mai departe. Și vă rog ceva, dacă ne merg Nicola de la Ed Arafat, ne mai interzice Paștele, să nu cumva să cedați. Eu anul trecut de Paște am fost la biserică. Nu mai cedăm nicio bucată din libertatea României. Pandemia a luat sfârșit, a spus-o și doamna doctor Adina Alberts. Nu mai există pandemie în România, cum nu mai există la nivel mondial. Cehia, Parlamentul Cehiei a anulat starea de alertă. Nicăieri nu mai subzistă aceste forme de abuz. O să vă spună că din cauza pandemiei nu pot lua măsuri. Care pandemie? A furtului din avântul public? Pandemia nu există! O gripă care poate fi rezolvată cu paracetamol și vitamina C și care omori oameni cu remdesivir, pentru că România mor 8 din 10 oameni la ATI, în timp ce în alte țări 8 din 10 supraviețuiesc. Ne omoră pe capete și voi vreți să repese de 100 de oameni în subteran? Ăștia sunt fără suflet! Nu le pasă! Este obligatoriu să mergem înainte. Mă întreabă unii pe Facebook de ce n-au ieșit până acum. Dar voi unde ați fost, mă? În fața televizoarelor? Când noi eram în fața guvernului și încasam de la jandar ce puteam să încasăm? Când ne luptam ăștia comozii de pe Facebook? Unde ați fost, băi? Că oamenii ăștia au muncit în mine, amărății. Voi puteți să readuceți România să fie România cea mare! Unitate! 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 Încetați cu frica! Este o pandemie a fricii! Din cauza fricii poporul român moare! Uitați-vă la ortacii de jos! De la 250 de metri! Cinste lor! Nu le e frică de nimic, nici măcar de moarte! Ne naștem pentru a muri! Murim spre a renaște! România renaște! Sus inimile! Trezește-te, România! Cinste vă, minerilor! Bravo vă! Rezistați și luptați! Suntem cu voi! Cinste lor, minerilor! Cinste lor! Cinste lor! Cinste lor! Cinste lor! Cinste lor! Cinste lor! Cinste lor!
plinul lor. Noi tot noroc strigăm în cor, în mine-ai Dumnezeu. Dar să ne dea semnăturile, că nu le-au dat, că noi intrăm de azi. Da, ar trebui să ne le dea, ce să... Face protecția muncii acolo, eu știu că a lucrat în industrie, eu sunt chimist. Știu ce înseamnă protecția muncii. Da, și asta. Și gata, e ce? Fără de aia, fără de aia, la tine și aia. Nu suntem fumători, să avem brichete. Hai! O să fie și mai multă lume. Când o să fie multă țară. Acum e momentul să pornească toată țara. Tot. Dar vezi, mă, pornim pe râm, mă. Vin Sanitasul, nu știu ce, vine după aia. A treia zi în altul, a patra, mă. Veniți, mă, toți odată, mă, să crăpe București, mă. Da. Să trof pe ăia din picior, să scude zidurile palatului, mâncați-a sufletul. La Victoria acolo și aia. Și atunci ține cont de noi. Până atunci nu o să-l țină cont. Până nu le e frică, mă, sunt animale. Nu știu de că le e frică. Cum e viața de mine? Aici apare. Da, insistați, insistați. Știu atât că noroc bun nu se cântă, se șoptește printre buze. Și doamna, oriunde ar merge, tot așa o să fie primită. Da, așa, da, așa se întâmplă, da. Că luna merge că da. Trebuie să fie cineva care da. Care ține și cu ea, mă, ține cu omul, mă, ține cu omul de rând. Eu am lucrat cu ultima.
Până trei oameni au fost. Și mă termină obosiți, ne doare când nu. Da, haideți la mașină. Mai veniți pe la noi, doamna. Cine, da. Acolo mai era cărbune, cum ar putea da. Nu, deci vă spun, există o șansă să-și revină. Și nu vor. Deci credeți-mă că voi, minerii, ați salvat toată România și ați putea să dați energie unei Europe întregi. Nu vor. Și salariile voastre ar putea fi 2-3 mii de euro. Sunt tehnologii ca de la 0,8 MW, 2, la, ajunge la 2,2 după câteva uscări. Nu că îl cunosc eu, îl cunosc nu așa că și-a prezentat, dar știu ce de cum e. Doamna, am să o întrebare, ce se întâmplă peste două săptămâne? Pagă-și la tine pe domnul Zucă, am zis de COVID. Asta de trebuie. Închide orașul, după asta. Ce vorbiți? Vin eu! Nu ne mai păcălesc încă o dată. Se mutește dragule și ne închide toată Valea Jiului. Sau să ne mai oprească Paștele încă o dată. Nu mai poti, gata. Că vezi, domne, am avut o plăuță și m-am parat de închide cara. Da. E zona roșie acum. Da. Să trăiesc ideea. O colorăm, e neagră, e la cărbune, e zona neagră. E la cărbune, lasă. Nu e roșie ca aici. Vă doresc multă sănătate și mai veniți pe la noi. Nu mai plângi, Vedița. Lasă-o să plângă, că după aia e mai puternică. Lasă. Da. Poate are tatăl închis în subteran, da, nu da, știm. Da. Era mai bine dacă intră în subteran. Să vă mulțumesc din lumea noastră, fără cer.
Le-am dus, la, le-am dus vitaminele. Le-am dus. Pătare bărbatul. Păi da. Copilul are, cred că. Băiatul are, da, băiatul are la mine. Să nu vezi atâtea zile, să nu vezi. Au zis că sunt bine, toți au ieșit 5 ortași de acolo. A fost, nu? Da, i-am văzut. Dar nici ea n-arătau strălucit. Atâtea zile? De atâtea zile de mari, 5 zile. Da, 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 și au venit cu băiatul, da, băiatul și soția. Fără mască, cinste. Ai, nu-i poate. Da, mă, camera, ce faci? N-aude. N-aude. Unde-i Andrei? Unde Andrei? L-ai băgat pe sumasă? Dar n-are, n-are. Nu se vede. N-au ele. Cred că n-au, cred că n-au. În Brașov a zis, dar nu mi-a zis dacă la Poiană. Înapoi. Hai la macar! Fără cer caș. Interviu în exclusivitate. Ai formă. Felicitări, doamnă! Hai pe față! Nu mă pun în urmă. Bine și așa. Da. Mi-a fost bine. Dar unde ai fost până acum? Că tot sunt de mii de penaliști. Eu nu știu cine a votat PNL în campania asta. Iar pe Useriș nu înțelege niciun fel de culoare. Fii atent, cu cea mai mare viteză mă duc spre Vâlcea, dar nu ajung la Vâlcea pentru că am un întâlnit. Trebuie să fiu ca glonț, trebuie să fiu acolo. Hai că nu fie bine. Greșit. Bine. Da, cum este? Da, vorba ta mai sunt 10 minute până intră în mașină. Bine, asta și nu? Ridică mai sus, mă. Nu, 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 nu,
Concluzia e că guvernul Cuțu-Cuțu nu face altceva, nici măcar să roadă osul. Trebuie să-și dea demisia împreună cu domnul președinte Iohannis și mă întreb de ce de atâtea zile niciunul dintre ei nu a venit aici. Cuțu-Cuțu Vrăhan, da? Domnul ministru al industriilor, cum îl cheamă, domnul Năsui, și cu domnul ministru al energiei Virgil Popescu, da? Ei erau primii, împreună cu domnul Cuțu-Cuțu și cu domnul Iohannis, trebuiau să fie aici. Domnul Iohannis poate la schi, Domnul Iohannis e la schi, da, este deja, nu e pe aici, nu? Da, da, omul vrea predeal. Era la Straja, putea de aici să se ducă la Straja, spunea bodniță, că dânsul nu poartă bodniță, apropo, nu s-a spus de aia că nu vă folosește la nimic. Așa, eu le-am spus tuturor, hai, jos masca că nu are rost. Inclusiv doamna doctora Adina Alberț în emisiunea Antena 3 a spus clar că pandemia a luat sfârșit, da? Deci a spus-o un medic, bun. Ideea este în felul următor, sunt oameni, sunt suflete, sunt români, sunt peste 80 de români care stau, indiferent că sunt mineri sau nu, mai ales că sunt mineri, sunt români care stau la 250 de metri adâncime. Și dacă dânsii nu știu, 350. Să vină 350, da, eu am zis 250, 350. Hai să te duci să vezi cum e la 100 de metri, da? Mi se pare că la Salina Turda e cam la 100 și ceva de metri și acolo e Salina. Oricum, noi lui Iohannis îi urăm doar 2 metri. Da. Are 2 metri de pe el. Jumate. Da. Nu-l mai iubește nimeni pe domnul Iohannis și ori își dă demisia, ori... ideea e felul următor, dar trebuie să-l ajutăm. Dânsul are nevoie de ajutor, are nevoie de ajutor și să se exprime, că e cam mut și când vorbește la... Tare, nu bun, ok, nu pot să-i cer să fie loc face ca mine, dar măcar așa, cât de cât să putem să înțelegem ce vrea să spună, să vorbească un pic mai repejor. Ce aveți de gând dumneavoastră? Ce am de gând să mă duc la ministerul...